Regretul al meu e legat de echipa națională de Euro 2008, pentru că am jucat în campania respectivă, m-am calificat cu echipa națională la Euro 2008. Domnul Pițurcă mi-a spus că dacă o să joc după accidentarea la genunchi din februarie până în mai, voi merge și la Euro. Din păcate, n-am reușit să fac lucrul acesta. M-am operat din nou și am pierdut acest Euro, care ar fi fost unic în viața. Bun, dar n-ai practic ce să-i reproșezi. Nu. Eu vorbesc strict de ghinionul pe care l-am avut cu accidentarea de la meciul cu Lazio, care m-a ținut 3 ani departe de stadion, de ceea ce însemna plăcerea de a juca. Am și trăit o perioadă grea la Dinamo, pentru că oamenii nu înțelegeau cât de greu este și ce problemă mare am la genunchi. Și vă spun o realitate, nu aș fi mers la CSKA Sofia dacă aș fi avut genunchiul în regulă, sănătos. Eram golgheterul României, da, și aș fi mers la altă echipă, dar vă spun pentru că nu aș fi trecut viza medical. Ăsta e un lucru pe care spun prima dată. Nu aș fi mers nici în Coreea de Sud, nici în Bulgaria, aș fi mers la echipe mult mai bune, dar cu siguranță în momentul în care făceam controlul medical, care e la un nivel super ridicat, nu aș fi trecut viza medicală pentru că genunchiul meu nu arată bine deloc. Da, acum ai probleme? Da, am și am avut toată perioada de după cele 4 operații. Am ieșit golgheterul României având probleme. De luni până miercuri nu făceam antrenament. Era genunchiul atât. Treia să stau, se umfla, desumfla, făceam bazin în fiecare practic zi. Practic de-aia te-ai și lăsat. Dar exact. Ce s-a pus problema la un moment dat, de vreo intervenție, de vreo proteză, de vreo ceva? Peste vreo 20 de ani, dar sper să nu fie cazul. Sper să avanseze medicina așa cum trebuie și să nu ajung la proteză. Dar când am făcut ultima operație la doctorul Martens în Belgia, nu știu dacă ați auzit de el, cred că știți despre cine vorbesc, mi-a făcut această operație și mi-a spus șanse ca să mai joci sunt 5%. De asta sunt bucuros pe ce am realizat de la 27 de ani înainte, când am reușit să marchez mai multe goluri decât până la 27 de ani. Cum să zice, nu te supăra pe mine, ți-a venit mintea la cap. Păi așa și este, așa și este. Credeai că durează cariera 40 de ani. Nu, durează decât 10, 12. Așa și este. Și din păcate, foarte mulți sportivi nu reușesc să își așeze viața după ce se lasă și acolo sunt probleme mari de tot. Hai să vorbim un pic și de echipa națională de azi. Cum ți se pare? Ce șanse crezi că avem la Mondial? Avem vreo șansă de calificare? Este greu pentru că toate echipele au ridicat nivelul și mă refer și la echipele pe care le considerăm mici din urmă a 4-a, a 5-a, dar cu... Noi suntem în preliminarii cu Armenia și cu Macedonia de Nord, Skopje. Nu, dar Macedonia de Nord, să știți că este o echipă foarte bună. E greu de crezut că, cum să spun, va fi un galop de sănătate. Nu, va fi luptă cu amândouă. Avem nevoie de efort, avem nevoie de șansă, sunt lucruri care o să conteze foarte mult. Felul în care pornești primele meciuri îți poate da un moral încât să reușești, dar nu suntem o echipă care să trecem printr-un eșec în prima partidă și după care să avem puterea să... Tu compari naționala cu cariera ta, adică cu meciurile tale. Așa și arată în momentul ăsta. Dacă începeai rău, era... Dacă vă gândiți bine, așa și este. În ultima perioadă n-am reușit să obținem nimic pentru că am început destul de greu. Tu ești un antrenor tânăr și de perspectivă. Rădoi se încadrează și el în această categorie. Crezi că a ajuns la națională prea devreme? E o polemică întreagă. Eu cred că... Părerea mea, nu vreau să jignesc pe nimeni. Putea să mai rămână la națională de tineret și am vorbit cu el pentru că vorbesc și sunt prieten cu Mirel tot timpul. Putea să mai rămână, să mai continue sau... Având această șansă unică, pentru că nu se întâmplă de multe ori să ai oportunitatea de a prelua echipa națională. Uitați-vă la Dan Petrescu, la Cosmin Olăruie, antrenori care de multe ori au fost curtați de echipa națională, dar i-a găsit într-un punct în care n-au putut să, exact, să vină. Adică nu s-a potrivit. Să vină. Cred eu că e ușor să vorbim de afară că s-a grăbit Rădoi. Foarte mulți ar fi spus da dacă ar fi fost contactați. Și cred eu că în momentul respectiv a fost cea mai bună decizie pe care el putea să o ia. Bine, din punctul lui de vedere, da. Din punctul lui al federației, nu știu dacă a fost cea mai bună. Adică, nu știu, urmează să vedem. Pentru că pentru un antrenor vorbesc rezultatele. Dar pe moment când a semnat, toată lumea a fost fericită, cu entuziasmul de la Euro 2021, toată lumea a fost mulțumită de alegerea pe care a făcut-o federația.